Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video destul de important. În acest video vreau să vă povestesc despre o companie unde din 100 de dolari se poate de crescut până la 250.000 de dolari timp de 3 ani. Deci, merge vorba despre o criptomonetă din top 15. Dacă nu știți ce înseamnă criptomonete, intrați pe site-ul coinmarketcap.com, unde sunt toate cele mai puternice și cele mai răspândite, cele mai populare criptomonete. Toți știu de Bitcoin. Deci el e pe primul loc, dar cu Bitcoin din 100 dolari în 3 ani nu veți face 250.000 de dolari, cum n-ați dori. Din altele posibil, trebuie să fiți specialiști, să înțelegeți când cumpărați, când vindeți, dar este o companie unde sunt făcute astfel de condiții că... Deci merge vorba despre BitConnect, unde acum moneta e 129 de dolari. Și sub acest video va fi link-ul de referal, va fi încă câteva site-uri de repair. În primul rând va fi site-ul acesta, unde se poate de uitat înregistrarea companiei în Londra, BitConnect Ltd, că ea este companie reală. Deci o să fie așa link-ul acesta. Aici este un document unde, dacă îl descărcați, se vede datele despre companie, înregistrat 14 iulie 2016. Adresa unei înregistrate în Anglia, England, Marea Britanie. Deci o să fie și acest link. În afară de aceasta, compania mai are oficii în Indonezia și în India. A treilea oficiu după graniță o să fie deschis în Thailanda. Sunt mai multe site-uri la companie, deci este, ca exemplu, vietnameză și așa mai departe. Eu vreau să vă arăt că, uitați, este BitConnectCoin.co. Asta e site-ul principal. Când apăsăm pe login, pe noi ne aruncă la site-ul BitConnectCo. Unde se poate de văzut? Câte ceva, dacă vreți să vedeți. Deci, sunt 4 metode de a lucra, de câștig pe acest site, BitConnect. Deci, prima metodă este pur și simplu de cumpărare a monetelor și de a păstra. Deci ați cumpărat monete și le țineți, ca exemplu cum fac unii cu Bitcoin. Deci crește cursul, crește și valoarea de bani care aveți. A doilea este metoda de cumpărare a monetelor și de dare în arendă site-ului și ea le vinde, le cumpără și zilnic vă dă un procent. Deci, deja venitul celor care vine din monetele care le aveți, faceți reinvest și deja este calculat matematic cu așa metodă, timp de 3 ani, începând din la 100 de dolari, ajungeți la 250 de milioane de dolari. 250 de mii. Și eu am greșit. Nu milioane. Eu în alte video să arăt ca să nu ia spre lung. Și a treilea metodă este de cine sunt trader, deci de a cumpăra și de a vinde criptomoneta. Deci știți că de pildă ea o să crească, azi o cumpărați. Știți că mâine deja o să înceapă să scadă, mâine sau azi o vindeți și când a scăzut iar cumpărați. Deci
Asta trebuie să fiți specialist în trading. Și a patra metodă, pur și simplu, aveți posibilități tehnici de a mina, pur și simplu, moneta dată. Deci, la momentul dat, se minează fiecare 2 minute 10 monete. Deci, câte monete și cum sunt deja dobândite, uitați. Maxim vor fi 28 de milioane de BitConnect coin. Deja s-au dobândit 7.530.592 de monete. Fiecare 2 monete se dobândesc 10. Fiecare 2 minute se dobândesc 10 monete. Puteți calcula peste cât timp o să ajungem la 28. Deci, încă nici jumate nu s-a ajuns cu Bitcoin deja. Ce interesant. Ei s-au lansat în noiembrie, BitConnect noiembrie, la bursă. Și de la prețul 0 în câteva luni a ajuns la 50 de dolari. Deci ea destul de brusc s-a dezvoltat această monetă. Iar acum prețul e deja 131. Când fac video, e 24 august 2017. Deci, dacă apăsați pe linkul de referral care va fi sub acest video, când se deschide site-ul, acum o să arăt cum facem înregistrarea. Deci se încarcă site-ul. Și o să arăt niște lucruri care trebuie de făcut. Site-ul uneori trebuie supraîncărcat. De ce încercați câteva ori? Sau la mine legătură era una din alta. Deci, când ne apăsați pe linkul de referral, se încarcă și trebuie să apară așa ceva în site. Unde introduceți numele, ceva, date cu, aici ia, introduceți un e-mail, ca exemplu. Aici un login care îl doriți. Parola. Repetați parola ca exemplu. Puneți, alegeți dintre steagul din care țară sunteți. De pildă. Moldova. Și mai departe sunt careva număr acum. Pe urmă aici alegi data. Știu când sunteți născuți, ca exemplu. Luna, anul și bufați.
Deci trebuie să dispară, deci un număr real. Vedeți că el vede de și înțelege care e număr real. Și apăsați pe signal. Dacă ați făcut corect, trebuie să apară așa ceva. O inscripție verde unde scrie că pe e-mail s-a trimis un link de activare. Deci intrați pe e-mail și prima o să vină așa o scrisoare. Unde este acest link pe care apăsați și o să apară așa ceva, că contul este activat. După ce ați apăsat, intrați în, în cont. Cu parola și e-mail. Prin login sau sign in. Acolo prima dată o să vă apară o inscripție care deja nu mai apare. Deoarece deci uitați-o, când intră eu numai ce am făcut vreo câteva minute în urmă înregistrare. Și uitați-o, el reține minte IP adresa. La mine, uitați-o, deja securitatea e nivelul mediu, dar la voi aici ea, când o să apară, o să apară un chestionar. Deci aici o să vă să ceară să alegeți 3 întrebări de control, când o să vreți să restabiliți contul. De ce uitați-vă atent ce să scrie întrebările acestea și alegeți prima o întrebare de pildă cel mai bun prieten. Și mai jos aici un answer, răspunsul de pildă Vasile. A doilea întrebare, cel mai bun învățător, știu, Pietru, mai departe acolo, iar ceva. Trei întrebări alegeți și răspunsurile care numai voi le știți. Și scriți undeva în o agendă. După ce ați făcut aceasta, apăsați pe adaug. Și o să apară inscripția aceasta cu verde. Cu succes ați salvat întrebările de control. Deja când o să intrați, o să vă apară în interior aici cu roșu. La mine vedeți deja cu mediu. Și intrați în direcția securitate. Unde vă recomand să vă folosiți de să folosiți activarea încă cod card. Și să sunt niște ideți la mine deja ei este instalată. La voi să fie disabled. Deci când nu e instalat, îți scrie coșa disabled. Că nu este instalat. Și este încă și varianta de dublă autentificare cu coduri pe telefon care vine. La fiecare 30 secunde. Cine are telefon mai performant, poate să pui și această apărare. Eu până când am pus-o, că am hotărât să fac din 3 de video. Deci, unde m-am oprit eu? Da, după asta, uitați-vă cum era la mine, vedeți, disable era cod, vedeți, am la mine cu verde. Eu ne-am instalat deja. Și când intru aici, la mine era cu roșu. Deci 100% poate să-mi spargă contul. Hackeri și așa mai departe. Deci trebuie să vă faceți apărarea maxim. După ce am făcut
Держав дес в амине куверн. După asta, la voi, uitați ce poate să întâmple. Când intrăm la dashboard, facem o schimbare. Deci, când intrăm în dashboard, deci, ce se întâmplă aici? Cât e simplu ca tare pe acest site, este portofel BitConnect, să o spunem balanță, unde sunt monetele noastre, valoarele de și este Bitcoin, valetor Bitcoin Cash. De ce Bitcoin Cash? Deoarece Bitcoin Cash este pe 3 lei loc. Deci asta când s-a făcut nu de mult la începutul august divizarea Bitcoin și a apărut Bitcoin Cash încă o monetă. El are 650 de dolari monetă acum. Dacă aveți bani sau doriți cu această criptomonetă să depuneți bani, de ce? Pe ce site? Cu Bitcoin îi depunem bani. Pe urmă schimbăm în BitConnect și îi dăm în lucru. Asta o să explic în alt video. Deci, cum am spus aici, uitați-vă în moment. Când faci toate schimbările aceste pe site, schimbați adresa URP. Când apare cursura așa ceva, n-aveți accesul la a depune bani. Pentru asta apăsați pe oraș, ca să vă trimită pe e-mail un link de activare. Și deci când vine pe e-mail, așa ceva, ultima mea venit. Deci vine, oricum să schimbat adresa, oriceva, depinde când aveți IP adresă flexibilă. Și apăsați pe link-ul acesta și el o să dispară. Deci a dispărut. Până când înregistrarea, uitați, aici este link-ul vostru de referare, care o puteți să-l copiați și-l dați la cunoscut. Deci, la etapa dată, eu cred că e de ajuns informația. Restul cum se face schimburi și se lucrează cu monetele o să arăt mai departe în alt video. Tot este mai jos aici. Deci schimburile dintr-o monetă în alt se face în BC Exchange. Și am pus site-ul de să merge greu. Dacă aici. Este, uitați-vă, depozit Bitcoin și aici depozit în BitConnect. Deci Bitcoin și din una în alta cum se schimbă o să arăt. Aici mai jos tot este. Deci aici când vreți să cumpărați monete, aici când vreți să le vindeți, BitConnect. Deci, bani și aici o să vedeți. Aici sunt ofertele care sunt. Ele să aleg care mi-e convenabil, o să arăt pe urmă alt video ca să nu iasă prea lung. Deci site-ul acesta e destul de super. Cine să înțeleagă? Deci 100 de dolari. Mulți oameni poate și permită. În schimb, peste 2-3 ani o să puteți din acești 100 dolari de pe să cumpărați o casă. Dacă o să faceți, cum o să arăt în alt video. Dacă vreți mai multe detalii, mă găsiți pe Skype și deja acolo vă explic ce și cum. Acum puteți să vă înregistrați, înregistrare gratis, doar ca să faceți deja venit pe ce să ai trebuie să faceți investiții. Investițiile se fac mai multe modalități, aici sunt 4 pachete și 4 nivele, mai bine zis.
А еще до контраст. Суплюс факалт видео. Фитация. Здесь дела усута де доллар. Сидея на аренды. И доусута на ушного дизеля. Да ковец в сумме маймар. Маймон каштигас. Дела уми его суты. Дела уми здесь доллар. Держа пидоус тричного. Бани кариди пуниц. Свидаться на аренды. Исен только напой. Печной пердец. Стотен плюс. Și în orice moment puteți să vindeți sau să cumpărați moneta dată la burs. Deci ea este pe locul 12. Deci ea este destul de populară și practic din noiembrie 2016 încă o anuare. Și deja 840 de milioane de dolari am trebuit să s-au investit de oameni. Și azi ea a crescut cu 2%. Deci ea, practic, în fiecare zi, tulea crește. Deci, din noiembrie, de la 0, ea a crescut deja 130, 129 de dolari. Deci, de 3 ori undeva. Care 3 ori? Dacă e atunci ai cumpărat în noiembrie cu 1 dolar, deci 129 de ori. Deci, la început, așa e, nimeni nu știe cum o să întâmple. Deja are un an, ea este cunoscută și ea va crește și mai departe. Deci, peste vreo 2-3 ani, cine știe, poate ajunge și ea câteva mii de dolari ca Bitcoin. Dar nu pe asta trebuie să ne bazăm, dar trebuie să ne bazăm pe ceea că noi o dăm în lucru, în arendă site-ului. Site-ul, practic, undeva pe lună este până la 40%. Vindit din moneta aceea și îți face reinvest și așa crește contul până la 250.000 dolari timp de 3 ani. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.